Miracla cu moaștele Sfintei Mucenițe Filofteia a fost adusă la Galați duminică de către delegația Arhiepiscopiei Argeșului și Mușcelului, condusă de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic. Evenimentul a fost întâmpinat de mii de pelerini veniți din tot județul. Procesiunea, care a pornit de la Biserica Vovidenia și s-a desfășurat pe strada domnească, a fost condusă de un alai de sute de preoți. De la parohiile Arhiepiscopiei Dunării de Jos, în frunte cu un alt preasfinția sa Casian Crăciun. Sfinții iubesc orice om, iubesc țara aceasta, iubesc pacea, iubesc lumea aceasta. Uitați-vă o fetiță de 12 ani care e martirizată pentru că a făcut bine oamenilor. Din timpul Basarabiei a venit la Dunărea de Jos Sfânta Filoteia să se întâlnească cu Hristos și cu Sfântul Andrei. Iubit popor român, privește la ceea ce ți arată acești frați de astăzi. Copii îmbrăcați în straie populare și credincioși, cu flori și busuioc în mână, au condus racla cu moaștele Sfintei Filofteia până la Catedrala Arhiepiscopală. Chiar prima dată, da. Da. Ce știi despre Sfânta Filofteia? Mai știu, un copil mic de 9 ani, care a murit tatăl ei cu un topor, pentru că dădea ajutor pentru acei săraci. Pentru ce vă rugați, doamnă? Pentru sănătate, pace pe pământ, înțelegere sufletească, să fim buni. Să simți că vin sărbătorile? Să vină sărbătorile doresc în tot. Să fie sărbători copii, nepoții, în viață. Ne rugăm cu Sfânta Sănătatea noastră, părinților, nepoților, copiilor și pentru cei care au decedat. Racla cu moaștele Sfintei Mucenițe Filofteia va rămâne spre închinare credincioșilor până pe 30 noiembrie. Apoi, pelerinii se vor putea ruga la racla cu moaștele Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul Galațiului.